Și mergem mai departe, doamnelor și domnilor, cu o informație de ultimă oră. Un copil de 3 ani a căzut de la etajul 3 al unui bloc din Galați. A fost transportat la spital în urmă cu foarte puțin timp. Colegul meu, Gabi Vlad, în acest moment în legătură telefonică directă. Gabi, bun găsit! Care este starea copilului? Ce se știe? Bun găsit! Bună! Pare o minune, nu? Dacă zic că un băiețel de 3 ani a căzut de la etajul 3 și starea e bună, dar acesta e adevărul. În cădere, căderea, mai bine spus, a fost atenuată foarte mult de o copertină care se afla la parter. Asta a fost șansa copilului, a scăpat cu viață. Are un picior șurub, din câte am înțeles de la medici. El mai rămâne totuși sub supravegheri medicale. Încă îi să fac analizele pentru a vedea dacă nu are cumva și alte leziuni, dar la o primă vedere a medicilor de la Spitalul de Urgență pentru Copii, s-ar părea că doar un femur după această cădere destul de nu periculoasă de la etajul 3. Gabi, se știe cum s-a întâmplat? Aici, la această întrebare, va răspunde poliția, care a deschis un dosar penal pentru vătămare corporală din culpă. Se pare că au fost câteva clipe de neatenție a mamei. Se pare că mama era în apartament și în acele câteva momente de neatenție băiețelul a ieșit pe balcon de unde a căzut. Dar cercetările sunt în curs și vom afla și cum de s-a întâmplat acest lucru. Bine, pentru un copil sunt suficiente 3-4 secunde de neatenție și se poate întâmpla orice. Gabi Noi Vlad, urmărim și vom reveni. Mulțumesc foarte mult!